există rău meci, chiar la egalitate, lupta pentru play-off a rămas deschisă. Deschisă. Așa este, da. Cred că este un rezultat care nu convine nimănui. E clar că ambele echipe, și noi și Argeșul, vreau victoria în această seară. E un rezultat poate ce pentru celelalte candidate. Din păcate, asta e fotbalul. Noi, ce să spun, am venit cu încredere, am venit montați. Am vrut să rupem acel șir de 4-5 meciuri în care nu reușim să aducem o victorie. Am întâlnit o echipă bine organizată, o echipă agresivă, o echipă cu un pressing bun, o echipă care pe pressingul tău sau pe poziționalul tău, pe recuperare, joacă contraatacul foarte bine și știam cu toții, pentru că ăsta este stilul și principiile de joc ale Piteștiului. Am reușit în prima repriză să contracarăm aceste atacuri sau contraatacurile lor, că nu mi-amintesc să fie avut vreo ocazie clară. Din păcate, pe începutul reprizei a doua, după ce am trasat altceva la pauză, facem așa greșeală pe defensiv, în care suntem 3 contra 1 și niciunul din nu ia decizia, ne retragem în loc să ieșim în blocaj sau să ieșim să preluăm mingea, și cred eu că dacă nu primeam acel gol, poate că altfel altele erau datele problemei. Din păcate, din nou facem niște greșeli care ne costă, care ne obligă să alergăm foarte mult, care ne obligă să riscăm. Dar mă bucur până la urmă că nu am pierdut, și ținând cont și de starea terenului, un teren foarte greu în care te-ai afundat, jucătorii au făcut un efort foarte bun și au avut atitudine, am împins foarte mult și asta poate este lucru care, este lucru care mă mulțumește, plus că am reușit să egalăm. E un punct care ne ține în această cursă, suntem multe echipe acolo. Așteptăm și jocul rezultatelor, dar în ceea ce ne privește pe noi, după această pauză, să sperăm că vom regla anumite lucruri la care greșim și vom lucra așa cum trebuie, și să sperăm că în următorul meci acasă cu Iașu să reușim să câștigăm. E binevenită această pauză? E binevenită, da. Este binevenită pentru că trebuie să ne liniștim puțin. Este o presiune foarte mare. Toate echipele se vede la toate echipele că este presiune. Toate echipele sunt oscilante. Niciuna nu are continuitate, în afară de cele 3 de acolo de sus. Cred că toate suntem cam acolo ca și joc, ca și discrepanță, să zicem, foarte mare între meciuri bune cu meciuri mai puțin bune. E o pauză în care îți dă timp să te pregătești, să te aduni, să mai recuperăm și jucătorii cu probleme, pentru că avem mari probleme de lot. Și să sperăm că la următorul meci de acasă vom arăta mult mai bine și vom reuși să luăm cele 3 puncte. Ai revenit la Pitești, ai jucat mult timp aici, cum a fost reîntâlnirea? Da, e un sentiment plăcut. Am jucat 5 ani de zile aici, am avut satisfacții foarte mari la Pitești. Am făcut, cred că, o figură frumoasă atât timp cât am stat aici și chiar și la promovare. Am participat la promovarea în Liga 1. M-am simțit foarte bine, mi-a plăcut. Tot timpul acolo unde te-ai simțit bine, te întorci cu drag și mă bucur că oamenii nu m-au uitat. Am fost aici, m-a așteptat toată lumea, să zic așa, și asta e un lucru care mă bucură, înseamnă că am făcut ceva pentru Pitești și oricând m-aș întoarce cu drag aici. Mulțumim! Seară bună, mersi!